Și vreau să vă zic despre o campanie inițiată de către conducerea Ministerului Interne, conducerea Inspectorului General, în parteneriat cu Metropolia Moldovei, deci cu agenții economici care s-au străduit în ajutor. Noi, în această campanie, vă vom vorbi despre acei copii care, în principiu, nu prea se reușește să meargă la școală și după care vreau să vă zic care este motivul sau de ce nu se primesc sau câte infracțiuni au fost comise de cei copii care nu au mers la școală. Mai detaliat, în principiu, despre acești copii vulnerabili care noi încercăm să-i ajutăm și vrem să vă ajutăm, fie în permanență, unde poliția este în permanență, de voi, va vorbi colegii mei de la serviciu, deci vreau în primul rând să vă prezint, deci am reprezentanții Inspectoratului General, domnul Eugen Pitescu, colonel de poliție, doamna... Domnul Pietru Efros, comandant al Subcentrului Personal și Educație, Unității Militare 1006. Domnul primar și, evident, domnul noi permanent, nu știu cum să mai zic, părintele Fiodor, care eu așa te zic, părinte, care permanent este lângă noi și ne ajută, deci eu știu, domnul Păt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 
ce invitați. Deci este o companie care are primirea cutiștul alătat, cutiștul deșat. Este o companie care are menirea de a asigura 1900 de copii, copiii care au abandonat școala pentru a le acorda cele necesare, începând cu piozdani, rechizite, încălțăminte, ca acești mici copii să poată să plece la școală, să primească studii, să creăm o societate care va fi puternică, care va fi în suportul statului și având copii care vor avea studii și vor avea cunoștință, vor, nu vor comite deja infracțiuni, deoarece studiul nostru a arătat că parcursul anului 2016, fiind comise 800 de crime de către minori, acești minori au fost abandonați de școală. Deci, noi avem un mesaj că vom susține, vom ajuta acești copii ca ei să vină la școală, ca să fie supravegați de către pedagogi și să ne numim cu națiunea noastră și cu viitorul nostru. Astăzi, e zi mult așteptată, bună toți. Vreau în această zi să mulțumesc tuturor implicați în această companie. Vreau să vă spun că la dânsă s-au lucrat foarte, foarte mulți oameni care noastră nu știți deloc și nici nu-i vedeți. La fel au pus picătura lor de sudoare. Acest ajutor continuă și este foarte bine că toate biserica îi ajută, dar așa cum nu suntem deloc finanțați de stat, puterea noastră este mică. Dar atunci, când facem lucrurile terminate în parteneriat, mai ales cu Ministerul Afacerilor Interne, Terra Valahia, sunt cu oameni de facere. Vreau să vă spun că la moment, la fel, lucrăm un proiect cu Alexandru Labis, cu Ișena Toamnă Văduș și de mai, care vrem capanele respective, deja ne-am dus de ajutor, numai lucrăm, de asemenea, niște proiecte de colaborare cu firmele de binefacere de psicotare. Și ne dăjduim în acest proiect ce se implice cât mai mulți oameni de voie bună. Așa că să ne putem cu toții bucura, trăi viața frumos, așa cum noi cândva am trăit-o când eram copii ca voi. Timpurile au fost alea mai ușoare, am trăit-o mai bine, am urmă țara noastră trece prin anumite dificultăți, dar stăruim la fel împreună cu toți care s-au pomenit acum, ca de astăzi să nu duceți lipsă de nimic și să învățați bine la școală. Mulțumesc mult că am să vreau să-i refer cu domnul Andrei Munteanu, deci este reprezentantul de Terra Valahia, dar evident, a fost angajat la poliție, vreau să vă zic, ai văzut într-un social la poliție. Noi am început cu alte caravane de Crăciun și așa mai departe, însăși sărbătorile sărbători, dacă merge vorba de copii, asta este o temă aparte. Foarte multe persoane sunt implicate în proiectul dat, ca asta este viitorul nostru, asta este pașii de unde noi trebuie să începem ca comunitatea să meargă în ritmul corect. În primul rând, vreau să mulțumesc la Ministerul Afacerilor Interne și la conducere pentru susținere în toate proiectele care le-am început. Vrem să vă urăm succes la învățătură, pentru că, într-un fel oarecare, vreau să vă rog sau vă îndemn să nu ne dezamăgiți, pentru că foarte mulți oameni s-au implicat aici și așteaptă rezultate de la voi, adică eu mă adresez la copii. Să învățați bine și să ne mândrim cu voi, în primul rând părinții și noi mai departe. Pentru că s-au implicat mulți, umăr la umăr,
noi vrem și de la voi rezultate. Deci, bună ziua! Motivul care ne aflăm aici deja îl cunoaștem, de aceea să vorbim în continuare despre Compania Națională Copil Școlarizat, Copil Protejat. Deja s-a vorbit despre partenerii de bază a Companiei Naționale Copil Școlarizat, Copil Protejat, care și șeful nemijlocit i-a numit și acum în spotul care s-a finisat la fel a fost prezentat. Scopul implicării în acest proiect este, sau companie este, sensibilitatea societății, prevenirea riscurilor de abandon școlar a copiilor, reducerea delecvenției juvenile, reducerea victimizării copiilor, formarea competențelor sociale și civice în rândul copiilor. Abandon școlar. Dacă ar fi să facem o analiză de anul precedent, anul 2017 cu anul 2018, deci în anul 2017, 257 de copii au abandonat studiile, iar în anul 2018, 1895 de copii cu vârste de la 6 la 16 ani sunt cu risc sporit de abandon. În anul 2017, 798 de infracțiuni au fost comise de către minori. 1384 de persoane de vârstă minoră au participat la comiterea infracțiunilor și 914 au fost atrași la răspundere penală. În 1337 de cauze penale din totalul anilor 2017 au fost victime ale infracțiunilor 1400 de copii. 23 de victime ale infracțiunilor contra voinții și sănătății, 89 victime ale huliganismelor, 118 victime ale transportului auto, 260 de victime din instituțiile de învățământ, 277 victime ale infracțiunilor patrimoniale, 302 victime ale violenței în familie și 332 de victime ale infracțiunilor sexuale. Necunoscuta viitorilor. Deci, adică ce așteaptă pe copii în viitor? Probabil că s-au pus fiecare întrebarea aceasta. Cine vor ajunge acești tineri la maturitate? Vor avea grijă ei de stat sau statul de, ei? Cum putem noi să sperăm la un viitor mai sigur și o generație mai bună? Cu siguranță că s-au pus mulți întrebarea aceasta. Soluția este părinte responsabil și cheia succesului. Instruire, educare, întreținere. Comunicare. Ce ar fi asta? Interes, grijă, afecțiune, implicare, susținere, încurajare și informare. Viitor asigurat sau viitor neasigurat? Ce alegem de fapt? Viitor asigurat este responsabilitate, atitudine și conștientizare. Iar viitor nesigur, activitate delicventă, tendință de devianță și copil neglijat. Deci ce alegem? Un pic înapoi. Viitor asigurat sau viitor neasigurat depinde mare parte de dumneavoastră, părinți, și clar că nu doar de dumneavoastră, dar și de noi. Implicându-ne în educarea copiilor, investind în siguranța lor, reducem necunoscuta de educația viitorului. Poliția optează pentru un viitor mai sigur și o copilărie fericită. De aceea vă dorim o copilărie fericită și, cum am spus, de voi, dragi copii, depinde viitorul nostru, de aceea învățați bine și încercați să fiți un sprijin pentru părinții dumneavoastră. Mulțumesc, Cristina. Deci am să rog atunci bunici, bunietii de să ne ajute să învățăm cu tutorul și gustește-mă ceva mai tot în viitor, gustește-mă să fie absolut oricum. O să ne fie dat și la familia, deci la copii, care o să apropie și o să vă dăm dau. Грек Сорин. А это что, это другое?
Да. Пошла. 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 Пошла.